Iată titlurile acestei ediții. Accident mortal în capitală. Un bărbat a murit sub roțile unui autoturism în timp ce traversa strada. O femeie care traversa neregulamentar o stradă din Chișinău a fost amendată de polițiștii de patrulare. Istorie de groază la Dubăsari. Un minor de 17 ani a fost impus să-și sape groapa, apoi ucis în bătăi de către doi prieteni de-ai săi, pentru că ar fi refuzat să le pună aldămaș. Câțiva locuitori din Iedineț, suspectați că ar fi pus pe roate o afacere ilegală, aduceau piese și motoare auto prin contrabandă din țările Uniunii Europene. Un angajat de la cale ferată prins în flagrant în timp ce fura motorină din rezervorul unei locomotive. Acesta riscă nu doar să rămână fără lucru, dar și să se aleagă cu un dosar penal. Accident rutier grav în inima capitalei. Un bărbat de 48 de ani a murit după ce a fost spulberat de o mașină în timp ce traversa strada pe o trecere de pietoni. Impactul violent a avut loc în seara de 21 octombrie pe strada Ismail, în jurul orei 21 și 30 de minute. Imaginile de la fața locului au fost surprinse de un martor ocular și postate pe o rețea de socializare. În filmuleț se poate vedea cum bărbatul zace la pământ la câțiva metri distanță de zebră. Potrivit poliției, victima ar fi încercat să traverseze strada pe zebră, unde a și fost accidentată de o mașină, la volanul căreia se afla un șofer în vârstă de 31 de ani. Totul s-ar fi întâmplat atât de repede, încât automobilistul nu ar fi reușit să frâneze pentru a împiedica tragedia. Martorii celor întâmplate au sunat de urgență la numărul unic 112, iar la scurt timp la fața locului a ajuns un echipaj de poliție și două ambulanțe. Lovitura a fost atât de puternică încât bărbatul s-a stins până la venirea medicilor. Potrivit ofițerului de presă al poliției capitalei, Natalia Stati, șoferului au fost prelevate probe pentru a stabili dacă acesta ar fi fost sau nu băut în momentul producerii accidentului. Totodată, oamenii legii urmează să afle la ce culoare a semaforului victima ar fi încercat să traverseze strada. Pe acest caz a fost deschis un dosar penal. Circumstanțele se stabilesc. Ofițerii de patrulare s-au apucat să reeduce nu doar șoferii, dar și pietonii care traversează strada neregulamentar sau stau cu ochii în telefon în loc să fie atenți pe unde merg. În data de 21 octombrie, un echipaj de patrulare a stat cu ochii pe pietonii irresponsabili de pe bulevardul Dacia din capitală. Pe o rețea de socializare, un internaut a postat un filmuleț în care o femeie care traversează strada neregulamentar s-a ales cu o amendă. Autorul postării a scris că femeia s-a arătat foarte indignată și în loc să recunoască că nu a avut dreptate, ar fi scos telefonul mobil pentru a-l filma pe polițist. Contactat telefonic, ofițerul de presă de la INP, Diana Fetco, a declarat că acțiunile se desfășoară în cadrul unei operațiuni inițiate pentru a combate traversarea neregulamentară a străzii de către pietoni, dar și utilizarea telefoanelor de către aceștia în timp ce trec drumul. Amintim că, potrivit legii, pietonii care traversează strada neregulamentar riscă amenzi de până la 300 de lei, iar cei care prin acțiunile lor creează situație de accident pot fi sancționați cu până la 600 de lei. Istorie de groază la Dubăsari. Atenție, urmează detalii care v-ar putea afecta emoțional. Un minor de 17 ani, bătut, apoi impus să-și sape groapa, după care a ucis în bătăi de către doi prieteni de-ai săi, la fel de 17 ani. Crima s-a produs în noaptea de 18 octombrie. Presa de peste Nistru scrie că băiatul se odihnea împreună cu amicii săi într-un karaoke din orașul Dubăsari. În comentariile de pe o rețea de socializare, amicii victimei scriu că divergențele dintre cei trei prieteni ar fi început din cauza că victima nu le-ar fi pus prietenilor aldămaș. Atunci, cei doi suspecți ar fi chemat un taxi, l-au dus pe minor pe un câmp și l-au bătut cu bestialitate. Apoi, așa numiții prietenii tânărului l-ar fi obligat să-și sape singur groapa. Эти двое из 16-летних стали его избивать по различным частям тела. Ну, в основном били в голову. Вывезли его на поле, расположенное ближе к городу Дубасара, издевались над ним, заставляли рыть землю, после чего силы усадили в багажник автомобиля, такси, которое они вызвали. Поехали далее тоже по дороге, потом опять остановились, опять начали сбивать. И после того, как он уже упал в бессознательном состоянии, загрузили опять же его в багажник автомобиля и вывезли на кладбище. Potrivit miliției, agresorii ar fi fost ajutați și de taximetristul de 18 ani care venise la chemare. Acesta ar fi declarat că făcea tot ce îi spuneau minorii de frică să nu fie și el bătut. A doua zi dimineața, minorul care era încă viu a fost depistat de un trecător care a chemat ambulanța. Я думал, что какой-то мужик пьяный, подхожу, а там парень лежит, в крови весь был и глаза у него такие как будто белые были.
Я говорю, эй, парень, вставай, он вообще никак хрипел. Прям видно было, что и избили его, синяки везде были. Băiatul a fost internat în reanimare, însă la scurt timp a decedat pe patul de spital. La scurt timp după comiterea crimei, cei trei băieți au fost reținuți. Unul dintre ei a fost anterior judecat pentru huliganism. Если его характеризовать, то в состоянии алкогольного опьянения он очень вспыльчивый, дерется, пристает гражданам, в таком плане. Ну, второй такой же гражданин, только ранний судья. Pe o rețea de socializare, minorul decedat apare pe o fotografie alături de unul dintre suspecții care l-ar fi omorât. Ei erau prieteni de mult timp, mai scrie presa din Dubăsari. Acum, cei doi minori, dar și taximetristul de 18 ani, urmează să compară în fața așa-numiților magistrați din stânga Nistrului pentru a-și afla sentințele. Cercetările continuă. Doi forți deținuți au călcat din nou pe aceeași greblă, iar acum riscă să nimerească iar în spatele gratiilor. Aceștia ar fi golit un apartament de pe strada Nicolae Testimițanu din capitală, în timp ce proprietara lipsea de acasă. Indivizii de 26 și respectiv 36 de ani ar fi intrat în casă pe la balcon. Mai exact, suspecții ar fi intrat în scara blocului, s-ar fi ridicat pe acoperiș, de unde ulterior au coborât pe la balconul apartamentului, au spart geamul din termopana lușii și au pătruns în locuință. Momentul când aceștia intră în curtea blocului a nimerit în vizorul camerelor de supraveghere. Victima, în vârstă de 34 de ani, a sunat la poliție și le-a comunicat oamenilor legii că din casă i-au fost sustrase două laptopuri, parfumuri și două lănțișoare din aur cu pandativ, dar și peste 4.000 de lei. Suma prejudiciului cauzat depășește 25.000 de lei. Cei doi au fost reținuți și duși la inspectorat. Fiind audiați, aceștia și-ar fi recunoscut vina. În apărare, suspecții ar fi declarat că au recurs la acest gest din sărăcie. Ei ar fi vândut o parte din bunuri unor persoane necunoscute, iar cealaltă parte a fost găsită la domiciliile lor. Indivizii anterior judecați au fost reținuți pentru 72 de ore. Dacă vina le va fi demonstrată, ei riscă amenzi de până la 67.500 de lei sau 4 ani de pușcărie. Câțiva locuitori din raionul Edineț sunt suspectați că ar fi pus pe roate o afacere ilegală cu piese și motoare auto. Suspecții aduceau piese auto prin contrabandă din țările Uniunii Europene, iar ulterior le vindeau pe Piața Neagră din Republica Moldova. Polițiștii de frontieră împreună cu procurorii de la Briceni au descins la sfârșitul săptămânii trecute la domiciliile unor locuitori din raionul Edineț, de unde au ridicat piese auto aduse ilegal în țară. Descinderile au avut loc în rezultatul desfășurării unor măsuri de investigații pe marginea cauzei penale pornite încă din luna aprilie 2018. În rezultatul descinderilor au fost ridicate 5 motoare pentru automobile fără acte de proveniență, dar și sume mari de bani. Totodată au mai fost găsite și asigurări auto cartea verde, care ar fi fost eliberate de către autoritățile franceze cu semne de falsificare, telefoane mobile și suporturi electronice de stocare a informației, dar și certificate de înmatriculare a 4 autovehicule. Ofițerii de investigație și cei de la urmărire penală ai Poliției de Frontieră, împreună cu procurorii din Briceni, continuă cercetările pe caz. Doi bărbați din raioanele Edineț și Drochia, în vârstă de 37 și respectiv 40 de ani, au fost arestați, suspectați de contrabandă cu țigări în valoare de circa 2 milioane de lei. Potrivit informațiilor, țigările erau aduse din regiunea transnistreană și urmau să fie vândute în Uniunea Europeană. Bărbații au ajuns în vizorul oamenilor legii după ce în data de 17 octombrie, pe o stradă din Chișinău, a fost stopat în trafic un autocamion la volanul căruia se afla unul dintre suspecți în care erau ascunse țigările. În rezultatul verificărilor în peretele lateral al remorcii autocamionului, oamenii legii au găsit 150 de cutii din care au extras 1,5 milioane de țigări fără timbre de acciz și fără acte de proveniență. Țigările au fost ridicate, iar camionul indisponibilizat până la finalizarea anchetei. Suspecții s-au dovedit a fi cei doi indivizi menționați mai sus, cu vârstele cuprinse între 37 și 40 de ani, originari din Edineț și Drochia. Unul dintre bărbați muncea ca operator la o stație pe Ecoiar, altul lucra în calitate de șofer al unei companii. Suspecții au fost arestați preventiv pe un termen de 30 de zile. În cazul în care vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă până la 10 ani de pușcărie. Un angajat de la calea ferată a fost prins în flagrant în timp ce fura motorină din rezervorul pentru combustibil al locomotivei pe care o conducea. Acum acesta riscă nu doar să rămână fără lucru, dar și să se aleagă cu un dosar penal. Incidentul a avut loc în noaptea de 20 octombrie în depoul de locomotive din Chișinău. Momentul furtului a fost filmat de un alt angajat de la calea ferată, iar imaginile au fost puse la dispoziția presei. Cum vă spun dumneavoastră? Hai băi și nu mai nimic. Nici într-un caz. Cultul. Hai, vai, și mă, mine.
Într-un comunicat al CFM este specificat că până în momentul în care a fost prins, mecanicul de locomotive ar fi reușit să fure 50 de litri de combustibil. Administrația instituției a pornit o anchetă de serviciu pentru a stabili toate circumstanțele incidentului. Totodată au anunțat și poliția și au transmis toate dovezile oamenilor legii. Dacă va fi găsit vinovat, angajatul riscă să rămână fără postul de muncă. Totodată ar putea fi cercetat penal pentru furt, infracțiune care se pedepsește cu până la 4 ani de detenție. Mai multe evenimente din țară și de peste hotare, pe scurt. Doi ofițeri din cadrul Inspectoratului de Poliție Bălți au fost reținuți, suspectați de luare de mită. Cei doi au fost încătușați de către Centrul Național Anticorupție și procurori după ce au fost denunțați de către un bărbat suspectat de huliganism. Potrivit denunțătorului, polițiștii ar fi pretins de la el 200 de euro pentru a mușamaliza cazul de huliganism. Potrivit CNA, unul dintre polițiști ar fi recomandat să pună banii într-o carte pe care să o lase pe safieul din holul sectorului 4 al Inspectoratului de Poliție Bălți. În seara de 21 octombrie, cei doi polițiști au fost reținuți pentru 72 de ore, fiind plasați în izolatoarele din Glodeni și Fălești. În cazul în care cei doi polițiști vor fi găsiți vinovații, riscă până la 10 ani de pușcărie, amendă și privarea dreptului de a ocupa anumite funcții publice. Polițiștii pledează nevinovați. Telefoane de sute de mii de lei aduse prin contrabandă cu trenul de pe cursa Moscova-Chișinău. Ofițerii echipelor mobile ale serviciului Vamal au reținut în nordul țării un lot de telefoane mobile noi în valoare de aproximativ 300 de mii de lei fără acte de proveniență. Dispozitivele au fost procurate din Rusia și introduse ilegal în Republica Moldova cu trenul de pe ruta Moscova-Chișinău și urmau să fie vândute la noi în țară. Gadgeturile au fost depistate într-un autoturism care a fost oprit pentru verificări lângă gara feroviară din Fălești. Din salonul autoturismului, vameșii au ridicat 273 de telefoane pentru care șoferul nu a putut prezenta niciun act. Valoarea lotului este de aproximativ 300 de mii de lei. Marfa a fost reținută, iar cercetările continuă. Descoperire impresionantă lângă Taraclia. Sute de proiectile de artilerie din perioada celui de-al doilea război mondial au fost găsite de geniștii armatei naționale. Specialiștii au fost chemați în data de 19 octombrie de un grup de muncitori care efectuau lucrări de drenaj. Într-un comunicat emis de Ministerul Apărării este specificat că până astăzi au fost depistate 307 proiectile. Geniștii continuă căutările, iar la finalizarea operațiunii de cercetare, munițiile vor fi transportate la centrul de instruire al brigăzii, unde vor fi distruse. De la începutul anului au fost dezamorsate 735 de obiecte explozive pe întreg teritoriul țării. Ministerul Apărării atenționează că în zonele în care există sau se presupune că există unele muniții, cetățenii sunt rugați să anunțe autoritățile locale. În cazul depistării unor obiecte explozive, este categoric interzisă atingerea munițiilor cu mâna, lovirea acestora sau demontarea focoaselor. Un șofer de 20 de ani a ajuns la spital după ce s-a tamponat cu mașina pe care o conducea mai întâi într-o bordură, apoi într-o auto utilitară care transporta ciment. În urma impactului, mașina s-a inversat. Totul s-a întâmplat în dimineața de 21 octombrie, în jurul orei 10, pe o stradă din orașul Râbnița. Potrivit milițienilor din regiune, șoferul ar fi pierdut controlul asupra direcției, a ieșit pe contrasens, s-a tamponat cu mașina într-o bordură, apoi a fost proiectat într-o auto utilitară. La fața locului a venit și o ambulanță, iar tânărul de 20 de ani a fost internat în spital cu o traumă craniocerebrală, dar și mai multe coaste rupte. Milițienii au constatat că tânărul se întorcea acasă din tura de noapte. Prin urmare, aceștia nu exclud versiunea că șoferul ar fi pierdut controlul volanului din cauza oboselii sau chiar ar fi putut adormi la volan. Milițienii din stânga Nistrului cercetează cazul. Dacă deții imagini sau informații care pot deveni o știre, expediază-le pe adresele indicate pe ecran. De asemenea, poți contacta echipa 902 la numărul de telefon 062 071 902. Știrea ta o va vedea o țară întreagă.